Premierul Marcel Ciolacu și reprezentanții ai sindicatelor și patronatelor au agreat majorarea valorii tichetelor de masă la 35 de lei, începând cu 1 august 2023, și la 40 de lei începând cu 1 ianuarie 2024. Decizia de astăzi dă peste cap anunțul făcut la sfârșitul lunii aprilie de premierul de atunci, Nicolae Ciucă. El afirma că au început demersurile pentru majorarea tichetelor de masă pentru angajați la 40 de lei. Măsura urmând să se aplice de la 1 iulie. E o majorare substanțială, pentru că vorbim de 16% la structura respectivă, care evident pentru lucrătorii care sunt în jurul salariului minim pe economie înseamnă practic o sumă importantă la venitul bugetului de familie, cu care pot să-și acopere o parte din cheltuielile alimentare. Că de fapt asta este problema de fond. Pe de altă parte, spun reprezentanții sindicatelor, orice majorare a valorii tichetelor de masă sau a salariilor va fi anulată de majorarea TVA la alimente, iar puterea de cumpărare a românilor va fi mai scăzută decât în prezent. Este important, noi am sesizat, este că politica fiscală nu mai trebuie făcută pe un sistem heirupism. Ideea de a majora TVA-ul la toate produsele, de a elimina toate facilitățile fără o analiză prealabilă, nu înseamnă decât, de fapt, o politică contabilă, care va avea ca efect nu creșterea veniturilor la bugetul de stat, ci din contra o reducere a bugetului la veniturile din stat. Cât despre legea salarizării, sindicaliștii spun că premierul Ciolacu a promis că o va pune în dezbatere publică la sfârșitul acestei săptămâni. Așteptăm legea în integralitate, bună, proastă, n-are nicio importanță, dar trebuie să avem timp de dezbatere. Premierul a promis că la sfârșitul acestei săptămâni, după ce se mai uită o dată peste proiectul de act normativ care este la Ministerul Finanțelor, va da drumul și la legea salarizării generale pentru sectorul bugetar și la legea pensiilor publice. Pentru că e adevărat că termenul e undeva mai spre octombrie-noiembrie, dar sunt legi importante și problema este că nu poți într-o lună de zile să faci o dezbatere publică aprofundată.